Nu, au zis ei, să fie un împărat peste noi. Cuvintele din titlul nostru sunt preluate din 1 Samuel 8:19. Să ne amintim cum Samuel a numit 2 dintre fiii săi judecători peste unele regiuni îndepărtate ale Israelului, însă aceștia erau corupți și luau mită. Bătrânii lui Israel au venit la Samuel, i-au spus despre corupția fiilor săi și au cerut lui Samuel să le dea un rege. Samuel a dus cererea lor înaintea lui Dumnezeu, care i-a spus lui Samuel să-l avertizeze pe Israel că, dacă vor avea un rege, acesta le va lua fiii și fiicele să lucreze pentru el și să-i slujească. Regele lor va lua o parte din pământurile și recoltele lor pentru casa regală. El va asupri poporul în nenumărate feluri și ei vor striga către Dumnezeu din cauza împăratului lor, dar Dumnezeu nu îi va asculta. Samuel a trimis avertismentul lui Dumnezeu bătrânilor lui Israel, iar în 1 Samuel 8:19 și 22 ni se spune: poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi. Domnul i-a zis lui Samuel: ascultă-le glasul și pune un împărat peste ei. După cum știm din relatările scripturale ulterioare, Samuel, ultimul judecător al națiunii lui Israel, l-a uns pe Saul ca primul rege. Pentru o vreme, tranziția de la judecători la regi părea să funcționeze bine. Saul a fost puternic în luptă și David chiar și mai puternic. Gloria împărăției lui Solomon și templul pe care acesta l-a construit au fost cunoscute în întreaga lume. Israelul era acum o superputere mondială. Tot ce Israel își dorise când a cerut un rege s-a îndeplinit în ceva mai mult de 100 de ani. Dar a existat un preț. După cum a avertizat Samuel, oamenii au fost recrutați în serviciul regelui, în special al lui Solomon, pentru a-i construi palatele magnifice, a-i planta câmpurile extinse și pentru a-i sluji în multe feluri. Au existat opresiuni, intrigi, comploturi și asasinate în timpul domniei lui Solomon, iar când acesta a murit și fiul său, Roboam, a urcat pe tron, lucrurile s-au înrăutățit. Poporul lui Israel a cerut lui Roboam scutire de la toate impozitele și munca pe care Solomon le ceruse din partea lor. Răspunsul nechipzuit al lui Roboam, după ce s-a sfătuit cu consilierii lui mai tineri, în loc de bătrânii mai înțelepți care au servit pe tatăl său, a fost: 1 Împărați 12:11. Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. Drept urmare, națiunea lui Israel s-a împărțit în împărăția celor două seminții ale lui Iuda din sud, condus de fiul lui Solomon Roboam, împărăția celor 10 seminții ale Israelului în nord, condus de Ieroboam, un om puternic și curajos, din seminția lui Efraim. În secolele care au urmat, atât împărăția celor 10 seminții ale lui Israel, cât și împărăția celor 2 seminții ale lui Iuda, nu au păstrat legământul legii și au căzut în idolatrie, pe lângă alte păcate. Așadar, în anul 721 înainte de Hristos, asirienii au invadat împărăția celor 10 seminții ale lui Israel și au luat poporul captiv în Asiria. Mai târziu, în 606 înainte de Hristos,
babilonienii au invadat împărăția lui Iuda și i-au luat captivi în Babilon pe israeliții rămași și pe ultimul lor rege. Împărăția și națiunea lui Israel nu mai existau. În această dimineață vom examina lecțiile din trecerea Israelului de la judecători la regi în trei contexte separate. În primul rând, din relatarea biblică a națiunii lui Israel. În al doilea rând, din istoria modernă laică a națiunilor păgâne și profeția biblică. Și în al treilea rând, lecții pentru Israelul spiritual, clasa bisericii. Motivele care au stat la baza dorinței lui Israel de a avea un rege. Să începem prima dintre cele trei părți principale ale discursului nostru. Dar înainte de a explora lecțiile desprinse din dorința lui Israel de a avea un rege, să înțelegem mai întâi motivele care stau la baza dorinței lui Israel de a avea un rege. De ce, după ce a avut judecători timp de 450 de ani, poporul ales al lui Dumnezeu și-a dorit, în schimb, un rege? Răspunsul de suprafață la această întrebare ar fi faptul că fiii lui Samuel erau corupți, iar Samuel era bătrân și nu mai putea judeca pe Israel. Acestea sunt motive întemeiate pentru a-l înlocui pe Samuel și pe fiii săi cu judecători mai buni. Dar motivele reale care au stat la baza dorinței Israelului de a avea un rege sunt date în versetul 20 și sunt de fapt 3. 1 Samuel 8:20. Ca să fim și noi ca toate neamurile. Împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre. Motivul numărul 1 pentru care Israelul dorea un rege era ca noi să fim ca toate națiunile. De fapt, Israel avea deja un rege și numele lui era Jehova. Dumnezeu a condus națiunea evrească printr-un legământ de legi pe care trebuiau să-l păzească, așa că forma de guvernare evrească era o teocrație. Dumnezeu era regele lor și tot poporul era egal, sub legământul legii. Acest fapt a făcut ca poporul evreu să fie diferit de toate celelalte națiuni care erau conduse de regi bogați, care trăiau în palate mari și stăteau pe tronuri de aur și erau văzuți de popor în defilări și la sărbători și mai ales atunci când regele conducea soldații națiunii în război împotriva unei națiuni inamice. Gloria regelui lor făcea poporul să simtă că și el are parte în această glorie. Aceasta dădea popoarelor păgâne mândrie națională. Iar copiii lui Israel au invidiat capcanele monarhiei și ale mândriei naționale de care s-au bucurat alte națiuni. Deci, putem înțelege cu ușurință acest prim motiv al poporului de a avea un rege. Voiau să fie ca toți ceilalți, ca toate celelalte națiuni. Lecția pentru națiunea lui Israel din acest prim motiv este aceea că este greu să fii diferit de toți cei din jurul tău, mai ales atunci când celorlalți pare să le meargă mai bine decât ție. Și totuși, chiar diferențele și separarea față de națiunile din jurul lor aveau să fie cruciale pentru supraviețuirea identității lor naționale mai târziu, când au fost împrăștiați printre neamuri. Motivul numărul 2 pentru care Israelul voia un rege era ca regele nostru să ne judece. Dumnezeu a dat poporului său legea și era responsabilitatea individuală a fiecăruia să se judece pe sine dacă respectă sau nu legea și acționează cu dreptate, astfel încât să apară foarte puține dispute care să impună implicarea unui judecător pentru a fi soluționate. Israel era o teocrație condusă de un Dumnezeu nevăzut
și guvernată de legi neschimbate. Dar, în schimb, poporul Israel a dorit o monarhie condusă de un rege care este văzut și guvernată de orice ar spune regele, chiar dacă regele putea să se răzgândească și să se contrazică ziua următoare. În acest sens, poporul nu trebuia să-și asume responsabilitatea de a cunoaște legea și de a o păzi. Ei au dorit ca altcineva să aibă responsabilitatea de a lua decizii pentru ei și de a le spune ce să facă. Așadar, lecția pentru națiunea Israel din acest al doilea motiv este că aceștia trebuiau să își asume responsabilitatea personală pentru cunoașterea legii lui Dumnezeu și să se judece ei înșiși cu privire la respectarea ei sau nu. Motivul numărul 3 pentru care Israelul dorea un rege era ca acesta va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre. În Cartea Judecătorilor citim cum Israel a avut de mai multe ori experiență directă cu armatele altor națiuni venind împotriva lor și cum le-au învins. Deci, Israel a dorit o apărare națională mai eficientă. Au vrut să poată răspunde la foc cu foc, regele și armata noastră împotriva regelui și armatei voastre. Însă ceea ce nu au realizat ei a fost faptul că puteau evita nevoia de a lupta, respectând legile lui Dumnezeu, deoarece națiunilor din jur li se permitea să invadeze Israelul și să-l învingă drept pedeapsă pentru nerespectarea legilor lui Dumnezeu. Ascultarea de legile lui Dumnezeu i-ar fi dat lui Israel cea mai bună apărare națională posibilă, un scut impenetrabil împotriva tuturor dușmanilor. Dar, în loc să se bazeze pe Dumnezeul lor nevăzut pentru a fi protectorul lor, ascultându-l, copiii lui Israel au vrut să se bazeze pe propria lor putere, având un rege pe care să-l poată vedea și armata lui care să meargă înaintea lor în luptă. Așadar, lecția pentru națiunea Israel în acest al treilea motiv a fost să se supună legii lui Dumnezeu și El va purta bătăliile lor pentru ei, așa cum a făcut deseori. Israelul voia să fie ca celelalte națiuni și exact aceasta s-a întâmplat cu Israel. Au devenit într-adevăr ca și celelalte națiuni, având o monarhie opresivă care i-a dus pe o cale greșită și a fost în cele din urmă neputincioasă în a-i proteja de dușmanii lor, culminând cu distrugerea lor ca națiune. Lecții din istoria modernă a neamurilor și profeția biblică. Acum, să trecem la a doua parte a discursului nostru și să mergem rapid la lecții din istoria modernă a națiunilor păgâne. Vor exista două teme de bază în această parte a discursului nostru. În primul rând, vom vedea că această dorință de a avea un rege nu era unică pentru Israel în vremurile Vechiului Testament, ci mai degrabă pare a fi un sentiment des întâlnit între națiuni și popoare. Chiar și atunci când națiunile moderne au avut democrația în mâinile lor, au spus: nu, ci să fie un împărat peste noi. Nu un rege în sensul tradițional al unei case regale, ci un rege în sensul unui lider mare și puternic. Și așa cum a fost în cazul Israelului, consecințele acestei dorințe de a avea un rege sau un lider puternic au fost adesea negative. A doua temă de bază va fi faptul că istoria se repetă. Ca o previzualizare a direcției în care merg cu această parte a discursului nostru, iată o hartă. Vom conecta o serie de puncte
de la Benito Mussolini, la Adolf Hitler, la Vladimir Putin, până la Ezechiel 38, unde vă voi sugera o interpretare pe care nu cred că ați mai auzit-o până acum, despre prada pe care Gog vine să o ia. Apoi, vom face o călătorie rapidă în China și vom termina în Apocalipsa 17 cu câteva comentarii ale fratelui Chester Sandbaum. V-am spus că este o serie de puncte neobișnuite. Linia care leagă acele puncte va urmări ascensiunea dictaturilor și a guvernelor totalitare în zilele din urmă ale lumii rele de azi. Și o linie descendentă, în direcția opusă, va urmări moartea adevărului. Nu adevărul în sensul biblic al doctrinelor adevărate, care nu pot muri, ci adevărul în sensul lumesc, conform politicii timpului. Pe parcurs, voi raporta această istorie modernă la lecțiile pe care le-am extras anterior din cele trei motive care stau la baza dorinței Israelului de a avea un rege. Benito Mussolini. Începem cu anul 1914, când s-au sfârșit timpurile neamurilor, iar casele regale din Europa au fost răsturnate, adesea familiile regale fiind duse în exil sau ucise. Înainte de primul război mondial, diplomații din Marea Britanie au promis în secret Italiei anumite teritorii pe care le pierduse în secolele precedente, cu condiția ca Italia să nu se alăture Germaniei în războiul iminent. Italia a fost de acord și când au început bombardamentele în august, Italia a rămas în mare parte neutră în conflict. Dar după război, Marea Britanie nu și-a ținut promisiunile, iar tratatul care a pus capăt primului război mondial a dat Italiei mult mai puține teritorii decât i s-a promis. Italienii s-au simțit înșelați și umiliți ca popor și ca națiune. În zilele Imperiului Roman, cu două milenii mai devreme, Italia fusese cea mai mare națiune pe care o văzuse vreodată lumea. Acum nu mai era nimic în comparație cu Imperiul Britanic, care îi mințise pentru a-i ține departe de Marele Război. Această umilință, pierderea mândriei naționale, precum și sentimentul că și-au pierdut măreția avută odată, au făcut poporul italian să spună nu, să fie un împărat peste noi. Deși, în secolul al XX-lea, acești noi regi nu mai erau descendenți ai unei vechi linii regale, ci mai degrabă erau dictatori cu putere primită de la oamenii pe care i-au oprimat ulterior. Iar ridicarea dictatorilor este după același model în orice țară se ridică aceștia. Istoria se repetă. După război, guvernul Italiei a fost o democrație. În 1919, pentru prima dată în istoria sa, fiecare bărbat adult putea vota pentru alegerea conducătorilor țării. Rezultatul a fost formarea unui guvern de coaliție între două partide opuse, unul legat de Biserica Catolică Conservatoare, iar celălalt de un partid socialist liberal. Guvernul astfel divizat a condus la un popor divizat, în care toți erau nemulțumiți de conducerea lor națională. Poporul italian era neliniștit. Muncitorii au început grevele și amenințările cu revoluția au crescut. În 1922, un socialist pe nume Benito Mussolini a creat un nou partid politic pe care l-a numit Partidul Fascist, care susținea un control guvernamental strict al muncii și al industriei. Mussolini a promis că va restabili ordinea în țară și va face Italia din nou măreață, va readuce zilele glorioase ale Romei antice și va îndrepta nedreptatea făcută Italiei prin tratatul care a pus capăt războiului. Fasciștii au organizat tinerii, muncitorii și angajatorii
în grupuri care promiteau loialitate, nu față de țară, guvern sau partid, ci lui Mussolini personal, care și-a luat titlul Il Duce, adică liderul. După ce au ajuns la putere, fasciștii au folosit eroarea și poliția secretă pentru a suprima opoziția. Au controlat presa, radioul și școlile, devenind pricepuți în utilizarea propagandei, răspândirea minciunilor pentru a împiedica oamenii să afle adevărul urât despre activitățile și eșecurile fasciste. Adolf Hitler. Să discutăm acum despre evoluții similare în Germania după Primul Război Mondial. În iunie 1919 a fost semnat un tratat la Versailles, Franța, care stabilea condițiile de la sfârșitul războiului, care au fost o lovitură zdrobitoare pentru Germania. Acesta includea ceea ce s-a numit clauza de vinovăție de război, care obliga Germania să accepte întreaga responsabilitate pentru începerea războiului și să plătească, în banii de astăzi, 450 de miliarde de dolari în despăgubiri învingătorilor, o sumă imposibilă. Și tratatul a luat 25.000 de mile pătrate de teren și 7 milioane de oameni care făceau parte din fostul Imperiu German. A fost o umilință totală pentru poporul german. A fost format un nou guvern constituțional german, numit Republica Weimar, după orașul în care a fost elaborată noua constituție și era o democrație reprezentativă. Germania nu mai era condusă de un împărat sau de un kaiser. În condițiile noilor constituții, poporul avea dreptul să voteze și să își aleagă proprii lideri. Un tânăr curier militar, pe nume Adolf Hitler, a asistat la umilința revoltătoare a Imperiului German, odinioară puternic, și a decis să facă ceva în acest sens. Fiind un orator înflăcărat, Hitler a format un partid politic, Partidul Muncitoresc Național Socialist sau Partidul Nazist, și a atras sute de adepți zeloși, promițând poporului că va face Germania din nou puternică, un al treilea Reich sau al treilea Imperiu. Observând succesul dictatorului italian, Hitler și-a organizat Partidul Nazist după modelul Partidului Fascist, condus de Mussolini, și-a luat titlul Der Führer, liderul, ca și titlul lui Mussolini, Il Duce. La fel ca și fasciștii italieni, naziștii au folosit eroarea și poliția secretă pentru a suprima opoziția. Au controlat presa, radioul și școlile și au devenit pricepuți în utilizarea propagandei, răspândirea minciunilor pentru a împiedica oamenii să afle adevărul groaznic despre activitățile și eșecurile naziștilor. Mussolini și Hitler. Atât Mussolini cât și Hitler au urmat aceeași cale către putere. Au început ca demagogi, oratori înflăcărați care au aprins furia electoratului cu promisiuni de a-și face țările din nou puternice și au învinuit alte popoare pentru nenorocirile lor de atunci. Alegătorii au avut o democrație, dar au renunțat la ea. Sentimentul lor a fost, nu să fie un împărat peste noi, un lider puternic care ne va face din nou o mare națiune. Aceasta este legătura istoriei secolului al XX-lea cu primul dintre cele trei motive pentru care Israelul voia să aibă un rege, ca să poată fi ca celelalte națiuni. Popoarele italiene și germane își doreau un rege, un om puternic, un conducător puternic, care să le facă țara nu numai egală cu celelalte țări, ci superioară lor, o putere mondială din nou, respectată și chiar temută de către celelalte națiuni. Adolf Hitler a fost un maestru al propagandei. În 1925, el a scris acest lucru în manifestul său intitulat Mein Kampf, care se traduce în engleză
ca lupta mea. Propaganda trebuie să se adreseze întotdeauna maselor largi ale poporului. Toată propaganda trebuie prezentată într-o formă populară și trebuie să-și fixeze nivelul intelectual, astfel încât să nu fie superior celui mai puțin inteligent din grupul căruia îi se adresează. Capacitățile intelectuale ale maselor sunt foarte limitate, iar înțelegerea lor este slabă. Pe de altă parte, uită repede. În acest caz, toată propaganda eficientă trebuie limitată la câteva elemente esențiale și acestea trebuie exprimate cât mai mult posibil în formule stereotipice. Aceste lozinci ar trebui repetate continuu până când cea mai slabă persoană ajunge să înțeleagă ideea care a fost prezentată. Aceasta este legătura istoriei secolului al XX-lea cu al doilea dintre cele trei motive pentru care Israelul dorea să aibă un rege, adică să aibă un rege care să-i judece sau să le spună ce să facă. Mussolini și, într-o măsură mult mai mare, Hitler, știau că succesul în a spune oamenilor ce să facă începe cu a le spune oamenilor ce să gândească și ce să creadă. Și acesta este scopul propagandei. Dacă faci pe cineva să creadă că evreii sunt o rasă inferioară, nici măcar pe deplin umană, atunci nu va avea nicio ezitare să omoare pe toți evreii și orice alte nații nedorite, dacă asta îi se va spune, pentru că va crede că acest lucru este corect și va face lumea un loc mai bun. Vladimir Putin. Acum să conectăm următorul nostru punct. În 9 noiembrie 1989, un ofițer KGB în vârstă de 36 de ani, numit Vladimir Putin, detașat în Germania de Est, urmărea cu consternare demolarea zidului Berlinului, simbolul forței Uniunii Sovietice. 2 ani mai târziu, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, URSS, s-a destrămat în națiuni independente. Următorii câțiva ani au fost tumultoși, deoarece diverse grupări, odată ținute sub control de puternicul Partid Comunist, au concurat pentru putere. Corupția s-a extins. Criza economică era larg răspândită, iar oamenii au fost nemulțumiți de conducerea slabă și ineficientă pe care au votat-o pentru a fi la putere. Poporul rus, la fel ca italienii și germanii, cu 60 de ani înainte, aveau democrație, dar își doreau un rege, un om puternic care să facă Rusia din nou mare, pentru a restabili Rusia ca superputere mondială, cum fusese cu doar 2 decenii mai devreme. În 26 martie 2000, l-a ales pe Putin în funcția de președinte care, fiind la conducerea Rusiei într-o perioadă de prosperitate, a făcut ca economia rusă să crească timp de 8 ani consecutivi. Apoi, el și-a luat puterea absolută prin măsuri opresive pentru a suprima disidența, a-și pedepsi dușmanii politici, a frauda alegerile și a teroriza poporul. Istoria se repetă. Vreau să subliniez încă o asemănare între Hitler și Putin, și anume propaganda. Hitler a trebuit să se lupte doar cu ziarele și radioul, ca și canale de comunicare în timpul său, care erau centralizate și, prin urmare, ușor de controlat. Deci Hitler a înlocuit pur și simplu o minciună repetată ca adevăr. Oamenii aproape că nu au auzit niciodată adevărul, ci doar minciuna, și astfel au crezut doar ceea ce statul le-a permis să audă. Mergem rapid în secolul al XXI-lea și găsim dictatori care se confruntă cu prea multe canale de comunicare descentralizate de controlat. Mai sunt și aziare și radio, dar acoperirea sau raza lor de acțiune pălește în comparație cu televiziunea, telefoanele inteligente și toate canalele de comunicare de pe internet. Așadar, nu mai este posibil să înlocuiești adevărul cu o minciună pentru a nu fi auzit. A fost necesară o nouă strategie,
Așa că Putin a devenit un maestru în difuzarea unui flux sau potop de dezinformare. A fost creată atâta confuzie pentru căutătorii adevărului cu privire la orice chestiune, încât aceștia renunță din cauza frustrării. Asupra acestui aspect voi cita din numărul 21 decembrie 2018 al unei reviste de știri intitulată Săptămâna. Gândiți-vă la Rusia lui Vladimir Putin. Când Kremlinul a fost prins folosind o armă chimică pentru a otrăvi un agent dublu rus în Marea Britanie, mașina de dezinformare a lui Putin a pompat un flux de teorii ale conspirației, o ceață elaborată pentru a face să dispară crima. Poate Marea Britanie a făcut-o pentru a face Rusia să arate prost. După ce au fost bombardați cu minciuni la televiziunea de stat și pe rețelele de socializare, majoritatea rușilor fie au crezut că Marea Britanie se află în spatele otrăvirii, fie au spus ar fi putut fi orice. Scopul unei astfel de propagande este de a crea dubii cu privire la ceea ce este evident. Să împânzească cu atâtea explicații alternative încât oamenii să înceapă să renunțe la fapte. Articolul se încheie cu acest citat al lui Vladimir Putin. În ceea ce privește pe cine să credem, pe cine nu poți crede, poți crede ceva, nu poți crede pe nimeni. Am furat fraza Moartea adevărului dintr-o carte recentă cu acest titlu. În cartea respectivă, autorul citează o carte din 1951 intitulată Originile totalitarismului, după cum urmează. Rusia folosește propaganda pentru a distrage și epuiza proprii săi oameni și cetățeni din țări străine, pentru a-i copleși cu o mulțime de minciuni, încât aceștia încetează să mai caute și se retrag înapoi în viețile lor private. Și un ultim și scurt citat dintr-un articol din revista Time din 24 decembrie 2018, online, minciunile și adevărul arată la fel. Deci, semnul distinctiv al unei dictaturi din secolul al XXI-lea este un potop de propagandă, dezinformare și minciuni răspândite pentru a deruta poporul și a acoperi eșecurile și atrocitățile regimului. Și dacă dictatorul poate spune oamenilor ce să gândească și ce să creadă, atunci este ușor să judeci peste ei, adică să le spui ce să facă. Istoria se repetă. Ezechiel 38. Acum să conectăm următorul nostru punct. În Ezechiel 38, Gog, din țara lui Magog, hotărăște să invadeze mai multe țări și să ia pradă. Ezechiel 38:13 spune: Seba și Dedan, negustorii din Tars și toți puii lor de lei îți vor zice: Vii să iei pradă? Gog este descris ca venind din părțile de nord și, prin urmare, majoritatea cercetătorilor Bibliei îl interpretează pe Gog în acest pasaj ca fiind Rusia modernă, care se află la nord de Israel. De-a lungul anilor, frații au studiat această profeție, încercând să obțină o perspectivă despre ceea ce ar putea fi prada, pentru ca apoi, probabil, să atașeze un interval de timp pentru împlinirea profeției. În timpul embargoului petrolier, din anii 1980, prada a fost considerată a fi petrolul, o resursă naturală valoroasă și identificată cu Sheba și Dedan, ca referindu-se la peninsula arabică. Mai recent, gazul natural a fost considerat a fi prada, deoarece există câmpuri mari de gaze naturale sub apele Mării Mediterane, chiar în largul coastei Israelului. Cu câțiva ani în urmă, m-am gândit că poate încă o altă resursă naturală valoroasă, apa, ea ar putea fi prada, în special tehnologia de desalinizare de ultimă generație, dezvoltată de oamenii de știință israelieni. Desalinizarea, adică procesul de îndepărtare a sării din apa de mare,
astfel încât să poată fi folosită pentru băut, ar putea fi soluția la lipsa mondială de apă potabilă, în special în Africa și Orientul Mijlociu. Am o nouă teorie, probabil la fel de greșită ca toate teoriile mele din trecut. Aș dori să sugerez că prada este într-adevăr apa, dar nu cea pe care o beți. Mai degrabă, este apa pe care navighează cuirasete. Poate că prada pe care vrea să o ia Vladimir Putin este un port cu apă caldă de la Marea Mediterană, din care forțele sale navale să poată lansa puterea militară a Rusiei către toată Europa și dincolo de aceasta în Oceanul Atlantic. De aceea, cred că Rusia se amestecă atât de mult în treburile unei țări din lumea a treia, precum Siria. Este pentru că Siria are ieșire la Marea Mediterană. Și dacă Rusia poate controla Siria suficient pentru a construi un port maritim la Marea Mediterană pentru nave de război rusești, atunci Rusia va fi făcut un pas uriaș spre a deveni din nou o superputere mondială. Singura cale fezabilă a lui Putin către Marea Mediterană trece prin Siria. Astfel se explică sprijinul său pentru președintele sirian și ucigaș al propriului său popor, Bashar al-Assad. Încă un punct. Această hartă indică faptul că Rusia are deja o bază aeriană pe coasta mediteraneană a Siriei. Acum, din punct de vedere strategic, nu are sens să construiască o bază aeriană militară pe coastă, în apropierea cuirasatelor inamicului. Cu excepția cazului în care va exista o bază navală construită lângă baza aeriană pentru a-și proteja avioanele de un atac pe mare. Și acum câteva luni, Rusia a semnat un contract de închiriere de 49 de ani cu Siria pentru a construi o bază navală pe coasta mediteraneană a Siriei, în portul maritim Tartus. Acum vedem legătura istoriei secolului al XX-lea cu al treilea motiv care stă la baza dorinței de a avea un rege, de a ieși în fața noastră și de a ne conduce în lupte. Poporul german din secolul trecut și poporul rus din secolul prezent, împreună cu cei din alte națiuni, crezând propaganda și minciunile care le-au fost servite de dictatorii lor, sunt convinși că alte țări, adesea Statele Unite, sunt dușmanii împotriva cărora trebuie să lupte și să învingă prin liderul lor puternic. Dictatorul nu este un rege prin titlu, dar joacă acest rol și răspunde la chemarea poporului său, nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi. Istoria se repetă. China. Vreau să conectăm următorul nostru punct cu o mică călătorie în China din zilele noastre, care devine cel mai totalitar guvern dintre toate. Permiteți-mi să explic. În această țară, SUA, înțelegem cu toții ce este un scor de credit. Dacă cineva are un venit decent, își plătește facturile la timp și nu se adâncește prea mult în datorii, scorul de credit este ridicat și, atunci când trebuie să împrumute bani, poate face acest lucru la o rată a dobânzii mai mică decât cineva cu o valoare mai mică a scorului de credit, care posibil să nu poată împrumuta deloc bani de la nicio bancă. În China, se dezvoltă un concept similar numit scor social, care nu este încă în vigoare, dar se va ajunge acolo. Dacă primești o amendă de parcare, scorul tău social scade. Dacă întârzi la muncă, scorul tău social scade. Dacă traversezi strada prin locuri nepermise și există camere cu recunoaștere facială pentru a identifica fiecare cetățean chinez, scorul social scade. Și dacă scorul tău social scade prea mult, nu poți merge cu trenurile, ci doar cu autobuzele. Și nu poți face cumpărături la cele mai bune magazine de produse alimentare și îmbrăcăminte, iar copiii nu pot intra la cele mai bune școli, unde o educație mai bună le va câștiga locuri de muncă mai bune. Fiecare lucru mic pe care îl face o persoană, fie corect sau greșit, este observat, notat,
înregistrat și stocat în imense baze de date pentru a fi utilizate ulterior în beneficiul sau împotriva persoanei. În China sunt construite baze de date care vor urmări cine sunt prietenii fiecarei persoane, ce scriu în e-mail-urile lor, unde călătoresc și ce spun la telefon. Vă trec fiori, nu-i așa? Se numește stat supravegheat. Dacă ceea ce prezic observatorii despre scorul social în China se va întâmpla într-adevăr, atunci această țară va deveni fața urâtă a totalitarismului din timpul nostru. Și, ca o remarcă finală, în urmă cu 2 ani, actualul președinte al Chinei, Xi Jinping, a convins legislativul să înlăture limitele mandatului președinției, făcându-l pe Xi Jinping președinte sau rege al Chinei pe viață. Istoria se repetă. Totalitarismul. Deci, de ce vorbesc atât de mult despre totalitarism? Ce legătură are asta cu subiectul nostru? Aici conectăm ultimul nostru punct, Apocalipsa 17. Știm că Apocalipsa este cea mai dificilă carte a Bibliei de înțeles, iar capitolul 17 este considerat cel mai dificil capitol, iar versetul 10 este, fără îndoială, cel mai dificil vers din cel mai dificil capitol din cea mai dificilă carte a Bibliei. Apocalipsa 17 cu 10 spune: Sunt și 7 împărați. 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni, el va rămâne puțină vreme. În general, se înțelege că cei 7 împărați menționați în această scriptură sunt 7 guverne sau forme de guvernare care guvernează succesiv în timpul veacului evanghelic și că Ioan vede din perspectiva timpului venirii a doua a Domnului nostru, când spune că 5 sunt căzuți și unul, al 6-lea, este în 1874. Apocalipsa 17:11 ne spune că al 7-lea va continua un timp scurt înainte ca să fie urmat de cel de-al 8-lea și ultimul împărat care merge la pierzare, chiar înainte ca împărăția să fie stabilită. Prin urmare, un număr de frați a oferit sugestii cu privire la cine sau ce este fiecare dintre acești 7 împărați succesivi. Fratele Russell, în Spicuirile Secerișului, volumul 1, pagina 22, a sugerat această listă a celor 7 împărați. Este pe ecran, dar nu voi lua timp să le citesc. Fratele Anton Frey a sugerat această listă. Fratele Ludlow Lomis a sugerat această listă, iar într-un număr recent al revistei Mesagerul au fost propuse aceste 2 liste. Cu ani în urmă am dat peste o listă sugerată de fratele Chester Sandbaum, pe care o prefer mai mult decât celelalte liste, iar pentru al 6-lea și al 7-lea rege, sugestiile lui sunt acestea. Al 6-lea este democrația, iar al 7-lea este totalitarismul. Ascultați acest extras din tratatul său, intitulat Fiara și chipul ei, care cred că a fost scris la începutul anilor 1950. Conflictul actual dintre totalitarism și democrații demonstrează punctele slabe ale ambelor. Controlul guvernamental absolut eșuează, deoarece nu folosește forța creativă a inițiativei individuale. Și democrația eșuează, deoarece nu este în măsură să pună nicio limită egoismului individual. Unii gânditori și lideri arată că își dau seama în mod clar de neajunsurile atât ale democrației, cât și ale totalitarismului. Deși cel mai mare beneficiu al acestei experiențe va veni probabil în veacul milenar,
Acesta joacă un rol important în pregătirea următoarei forme de guvernare, a opta. Pe măsură ce oamenii văd punctele slabe ale ambelor sisteme, își vor retrage sprijinul de la ambele și vor căuta ceva mai bun. Astfel, ei sunt pregătiți pentru ceea ce urmează. În scrierile fratelui Sanbam există multe aspecte pe care nu am timp să le citesc. Dacă doriți o copie PDF, vă pot trimite prin e-mail. Dar ceea ce este remarcabil în sugestia fratelui Sanbam este faptul că a fost făcută cu aproximativ 70 de ani în urmă. Iată de ce am petrecut atât de mult timp vorbind despre Mussolini, Hitler, Putin și totalitarism. Totalitarismul nu este durabil, nu poate fi susținut fără utilizarea eficientă a propagandei, iar răspândirea propagandei duce la moartea adevărului sau cel puțin la ascunderea acului adevărului în carul cu fân al minciunilor, atât de tare, încât oamenii renunță la încercarea de a-l găsi, poate chiar încep să se îndoiască de existența adevărului. Și vom lega acest concept de a treia parte principală a discuției noastre, lecții pentru Israelul spiritual, clasa bisericii de acum. Lecții pentru Israelul spiritual, clasa bisericii. Amintiți-vă cele trei motive pentru care Israelul a dorit să aibă un împărat, și anume, să fim ca toate celelalte națiuni, pentru ca regele nostru să ne judece, pentru ca el să meargă înaintea noastră și să lupte pentru noi. Lecția din primul motiv, care a fost la baza cererilor pentru noi în zilele noastre, este că nu este ușor să fim diferiți de toți ceilalți creștini la nivel individual, în convingerile noastre și în viața noastră, și diferiți la nivel colectiv de toate celelalte biserici creștine, în formă de închinare din adunările noastre și în lucrarea noastră. Dar nu ar trebui să ezităm sau să ne temem să fim diferiți. Este o scriptură în Tit 2:14 care ne descrie ca un orod care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Și comentariul Manei din 20 mai despre acest verset spune: un popor deosebit, nu în îmbrăcăminte, nici în comportament, nici în limbaj, nici în ceremonii și aversiuni echipzuite și iraționale, ci deosebit în aceea că este separat de lume și de spiritul ei. El are spiritul lui Hristos, un spirit de deplină consacrare Domnului și de separare de lume și de scopurile ei egoiste. El este deosebit prin loialitatea sa față de cuvântul Domnului ca singura lui lege. El este deosebit în aceea că refuză înțelepciunea lumească când ea vine în conflict cu descoperirea divină. Este deosebit în aceea că el este în lume, dar nu face parte din lume. El este deosebit în aceea că are o credință hotărâtă și lucrează în armonie cu ea și cu zel. El este deosebit în aceea că este jertfitor de sine și nu cunoaște altă voință decât voința regelui său. El este deosebit în aceea că cunoaște adevărul și este în stare să dea socoteală de nădejdea sa, pe când alții doar speculează, se miră și se îndoiesc. Cea mai importantă deosebire în ceea ce ne privește pe noi, este faptul că noi cunoaștem adevărul. Adevărul este cel care ne sfințește, ne separă de toți ceilalți creștini. Și acest lucru ne conduce la lecția din a doua parte a discursului nostru, în care am petrecut atât de mult timp vorbind despre răspândirea propagandei, dezinformării și minciunilor, începând cu Mussolini și Hitler, și continuând cu Putin și Rusia.
În tot timpul veacului evanghelic, Satan a încercat să ascundă adevărul cuvântului lui Dumnezeu, prezentând falsități confuze și contradictorii. Iată doar unul dintre numeroasele exemple. Adevărul că Isus a fost o ființă spirituală în starea sa preumană, Logosul, El a venit pe pământ ca omul Isus ca să moară pe cruce pentru a salva omenirea și acum este o ființă divină în ceruri. Satan spune, nu, Isus a fost și este însuși Dumnezeu, parte din Trinitate. Și dacă oamenii nu se lasă păcăliți de această minciună, atunci Satan prezintă următoarea minciună. Isus a fost doar un om, un om înțelept, un om bun, un exemplu de dragoste vrenic de urmat, dar totuși a fost doar un om, nu un salvator sau răscumpărător. Minciunile lui Satan oferă două falsități de dezinformare diametral opuse. Și dacă reușește să-i facă pe oameni să creadă oricare dintre ele, atunci Satan câștigă, iar adevărul pierde. Acum, care este lecția pentru noi în toate acestea? Aș dori să sugerez că ar fi următoarea. Scopul atacurilor lui Satan asupra adevărului în timpul veacului evanghelic a fost divizarea creștinilor. Satana a reușit într-o mare măsură acest lucru și încearcă să ne separe și pe noi. Uneori va încerca să o facă prin intermediul terminologiei. Cred că unele dintre separările anterioare dintre frați au fost cauzate de diferențe, nu de concept, ci de terminologie. Cu toate acestea există, într-adevăr, o diferență de concept, în special în cazul în care sunt implicate numerele, cum ar fi perioadele de timp și datele specifice. De exemplu, poate exista un singur răspuns corect și adevărat la întrebarea când se termină 6.000 de ani de la neascultarea lui Adam în grădina Edenului. Să fie sabia adevărului cea care desparte, nu personalitatea noastră sau încercările lui Satan de a ne deruta printr-un potop de dezinformare și fapte alternative. Și cel mai important, am spus adesea că fiecare dintre noi trebuie să știe ce crede și de ce crede. A doua lecție dintre cele trei motive este ca regele nostru să ne judece. Fiecare israelit trebuia să se judece pe el însuși, dacă păzea sau nu legile și poruncile lui Dumnezeu și trebuia să-și asume responsabilitatea pentru acest lucru. Judecătorii pe care i-a numit Dumnezeu nu au fost dați să arbitreze mici dispute dintre doi israeliți, ci au fost ridicați pentru a elibera națiunea în ansamblu de alte națiuni, cărora Dumnezeu le-a permis să-i asuprească din când în când, din cauza eșecului lor de a respecta legea sa în mod corespunzător. Israelul a fost pe bună dreptate nemulțumit de oamenii imperfecți care administrau aranjamentul lui Dumnezeu, dar au greșit în a hotărâ că soluția era să anuleze aranjamentul lui Dumnezeu, judecătorii, și să își pună ei înșiși un rege. Punctul esențial al acestei lecții pentru Israelul spiritual este că aranjamentul lui Dumnezeu pentru creșterea și dezvoltarea bisericii în veacul evanghelic este aranjamentul eclesiei sau adunării și legea iubirii. Acum, aranjamentul eclesiei, într-adevăr, aranjamentul lui Dumnezeu, dar este compus din ființe umane imperfecte. Și uneori, nu suntem foarte eficienți în a gestiona aranjamentul lui Dumnezeu. Dacă cineva vede nevoia de a îmbunătăți ceva ce face sau nu face adunarea, atunci să facă eforturi pentru a face adunarea mai bună, astfel încât toți să beneficieze din aceasta și unitatea în adunare să fie păstrată. Și uneori acest lucru implică compromisul preferințelor. Nu compromis în ceea ce privește principiile, principii scripturale adevărate, reale, ci compromisul preferințelor.
și nu toate ideile voastre vor fi îmbrățișate cu căldură de adunarea voastră. De-a lungul anilor, în adunarea din care fac parte, unele dintre ideile mele cele mai neobișnuite sau ciudate au fost larg acceptate și adoptate, în timp ce unele dintre cele mai minunate idei ale mele au fost respinse în mod absolut. Totul face parte din creșterea noastră individuală și ca adunare. Susțineți-vă adunarea. Implicați-vă în munca din adunare. Păstrați-i unitatea. Al treilea și ultimul dintre cele trei motive pentru care Israelul voia un rege este ca el să iasă înaintea noastră și să ne ducă luptele. Lecția pe care aș dori să o sugerez este că lupta noastră este una individuală. Nu putem cere altcuiva să ducă acea luptă pentru noi sau să ia decizii pentru noi. Și bătălia noastră se dă în mintea noastră. Voința cărnii sau mintea veche, împotriva voinței noi sau a minții lui Dumnezeu din noi. Există multe referințe scripturale la această bătălie împotriva lumii, a cărnii și a diavolului, armătura lui Dumnezeu din Efeseni, capitolul 6, armele luptei noastre din 2 Corinteni 10, printre altele. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov 4:7. Concluzie. Voi încheia cu aceste câteva cuvinte înălțătoare. Cu mult timp în urmă, poporul Israel a spus: nu să fie un împărat peste noi. De-a lungul secolelor 20 și 21, multe națiuni care au avut democrație au spus: nu să fie un împărat peste noi. Într-o zi curând, oamenii din întreaga lume vor spune: da, îl avem pe regele nostru, împăratul împăraților și domnul domnilor, iar tatăl său este Dumnezeul nostru, Jehova. Amin.